Salutare tuturor! Bine ați venit la Italiana pentru Români și la a doua parte din seria Expresioni idiomatice con la parola dente o denti. Ne vedem în 10 secunde! Continuăm expresiile noastre în legătură, tot timpul spun în legătură. Continuăm expresiile noastre cu privire la cuvântul dente sau denti, dinte or dinții. Expresia numărul 1, mostrare i denti, adică tradus motamo, arăta dinții. Poate ne vine în minte animalele sălbatice sau și de casă, depinde, domestice, când sunt supărate uneori ce fac... Exact! Vă place? Ca să apere, ca să apere ceva sau să se apere ei. Și în cazul oamenilor, de multe ori, noi arătăm dinții. Cum? Finalmente, Marco a mostrato i denti. Non è rimasto in silenzio mentre gli altri lo prendevano in giro. În sfârșit, Marco a arătat dinții. Nu a tăcut în timp ce alții își băteau joc de el. Expresia numărul 2. Trovare pane per i propri denti. Adică, tradus, se traduce în felul următor. A găsi pâine pentru proprii dinți, pentru dinții proprii. Ce înseamnă această expresie curioasă? Practic, se referă la faptul de a găsi un adversar la înălțimea cu capacitățile proprii, adică cu capacitățile mele. Ascultați această propoziție. L'atleta con cui gareggerai domani è molto forte. Finalmente hai trovato pane per i tuoi denti. Atletul cu care vei concura mâine e foarte tare. În sfârșit ai găsit cineva la înălțimea ta. Adică, ai trovato pane per i tuoi denti. Un adversar la înălțimea ta, cu capacitățile tale. În schimb, expresia numărul 3 este complet diferită. Non è pane per i tuoi denti, adică nu este pâine pentru dinții tăi. Dacă înainte era vorba despre un adversar la înălțimea capacităților noastre, în schimb, aici e ceva care depășește capacitățile sau posibilitățile noastre. Ceva care nu este pentru noi. De exemplu, quella ragazza è troppo bella. Non è per i tuoi denti, adică săracul de el. Acea fată e prea frumoasă, nu e pentru tine. Expresia numărul 1, 2, 3, 4. 4. Difendere con le unghie e con i denti, adică a apăra cu unghiile și cu dinții. La ce se referă această expresie? A apăra ceva, a ocroti ceva cu orice mijloc la dispoziție, orice avem la îndemână, de exemplu. Deci când apărăm ceva, suntem dispuși să folosim dinții și unghiile. De fapt, ne întoarcem la discursul sau la ideea de animal sălbatic, nu? Pe bune? De exemplu, o difeso la nostra amicizia con le unghie e con i denti. Adică am apărat, am ocrotit, m-am îngrijit, mai multe sinonime ca să înțelegem, prietenia noastră cu unghiile și cu dinții. Deci am făcut tot posibil ca să păstrăm această prietenie. Expresia numărul 5. Aici chiar noi italienii putem să spunem al dente. Atunci, la ce vă gândiți când auziți această expresie? Al dente, la dinte? Da, așa este. Ce? Vă gândiți la paste, nu? La ce se referă? Bineînțeles, expresia aceasta sau propoziția aceasta vă va ajuta să înțelegeți în mod deplin. La pasta deve essere al dente. Oh! Pastele, dacă așa se spune, pastele trebuie să fie la dinte, al dente. Deci, un pic tare, nu chiar fiartă mult ca să devină moale, dar un pic tare. Deci, dacă pe cutie este scris 8 minute, să fie 7. Dar aici am putea să deschidem o mare cuvântare, o discuție foarte mare, deoarece în Salonta, noi vorbim despre Salonta deoarece trăim aici, nu știu dacă în alte zone din România sunt alte feluri de pastă, în afară de pastă italiană, cum ar fi Barilla sau ce știu eu,
Singura pastă pe care am găsit noi este la Lidl. Dacă vreți să mâncați pastă de calitate, nu cumpărați paste extra fainoase, deoarece se lipesc între ele și devine o caramidă de pastă, apoi trebuie tăiată felii ca un tort. Deci e ceva pe care nu e deloc bine. Deci aveți grijă, nu, pastă indiferent de care, dar să nu fie extra fainoasă, dar de greu dur, mi se pare, se spune și în română. Sunt unele firme, oricum, și italiene și din România, care fac paste bune. Dar să nu fie extra fainoase sau fainoase, nu știu de ce, de unde s-a născut această idee cu extra fainoase. Comentați dacă știți și să oprim odată pentru totdeauna această crimă. Poate cineva dintre voi care se uită la mine acum lucrează în acest domeniu. Să nu îndrăznești! Nu, iertați-ne, dar după părerea noastră, fiind italieni, ne permitem să spunem această mică deosebire. Bine atunci, mulțumesc că ne-ați urmărit. Continuați să faceți acest lucru, înscrieți-vă la canalul vostru apăsând undeva unde voi alege să pun icoana noastră și noi ne vedem foarte curând. Ciao ragazzi! Nu a stat în sfârșit, Marco a arătat dinții. Nu a rămas, nu a stat, nu a rămas, nu a tăcut. A rămas tăcut în timp ce alții